Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Off on the Record, watchdog-ul dumneavoastră pe culoarele puterii. Mergem în această seară pe culoarele puterii executive, pentru că invitatul nostru de la această oră este domnul Virgil Popescu, ministru energiei și ministru interimar al economiei, antreprenoriatului și turismului. Domnule Popescu, bine ați venit la Alef News. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Domnule Popescu, facturile la energie. Ce facem cu ele? Cine le plătește? Dumneavoastră sau noi? Tocmai ce am finalizat ordonanța de urgență cu privire la compensarea facturilor pentru clienții casnici, vorbim de 5.200.000 de gospodării, deci vreo 13 milioane de români și 2.200.000 de gospodării la gaze naturale, deci practic de 3 milioane și ceva de români, practic de 65% din cei racordați la energie electrică și la fel în jur de 65% din cei racordați la gaze naturale, vorbim de compensarea consumurilor medii. La energie electrică vorbim de o compensare pentru consum mediu între 30 de kW și 200 de kW lunar, deci între 150 și 500 de kW și 1000 de kW pe perioada de 5 luni, între 1 noiembrie și 31 martie, iar la gaze naturale vorbim de o compensare între o consum minim de 100 de metri cubi pe an și 1200 de metri cubi pe an. De ce spun pe an? Pentru că acolo este un consum anual, dintre care o să compensăm perioada de iarnă 80%, pentru că 80% din consumul de gaze în principal este în perioada de iarnă. Asta ne arată toate statisticile. La gaze naturale vorbim de un procent de 25% din factură pentru toți consumatorii care se încadrează în această plajă de consum. Această plajă de consum este definită de la o garsonieră până la o unitate locativă de până în 120 de metri pătrați, cam vorbim de un venit mediu românii care stau până în 120 de metri pătrați, iar la energie electrică vorbim de o compensare pe factură la finalul facturii, care va ajunge la 21 de bani, nu 18, 21, am recalibrat 21 de bani pe kilowatt, 210 lei pe megawatt. Și cum se face practic această compensare? Practic, în mod normal, în factura lunară a omului acasă, dacă se încadrează în această plajă de consum și totul se va regulariza la 5 luni de zile, va apărea pe factură cu minus, în fiecare lună va apărea această sumă. Omul va plăti mai puțin cu la energie electrică 21 de kW mulțit cu numărul de kW, la factură de gaze va fi 25% din E funcție de venitul. Nu are nicio legătură. Se face by default automat. By default se face by default, tocmai pentru a nu pune oamenii pe drumuri, să-și aducă adeverințe, să demonstrăm că au venituri mediu pe gospodărie. E suficient ce se întâmplă la consumatorul vulnerabil, unde este nevoie să demonstreze că e vulnerabil. Aici am zis că sunt pentru consumul mediu, care implicit presupun și un venit mediu, iar furnizorii își vor recupera banii, pentru că la sfârșitul fiecarei luni vor face un decont centralizat pe borderouri, pe care îl vor prezenta. De data aceasta nu am schimbat modalitatea de lucru Ministerului Muncii, pentru că Ministerul de Finanțe nu poate, conform regulamentului european, compensa venituri bugetare cu cheltuieli bugetare. Și atunci mergem către Ministerul Muncii și Ministerul Muncii plătește către furnizori direct. Deci, practic, pentru om totul e transparent, se face exact cum a spus, by default, în așa fel încât nimeni să nu fie pus pe drum. Nu trebuie să ne ducem cu hârtii absolut niciunde. Instituțiile, deci am vrut statului să fie român. Am vrut să fie cât mai simplu acest mecanism, tocmai pentru a nu pune oamenii pe drumuri. De ce a ieșit această problemă? De unde a apărut această problemă? Că aș vrea să explicați așa pentru toți oamenii de ce au crescut aceste prețuri atât de mult. Haideți să luăm pe rând. Deci, fenomenul este clar, un fenomen global. Nu mai vorbim de un fenomen european, a devenit deja un fenomen global. De la ce a plecat? Politica Green Deal a Uniunii Europene presupune decarbonare. În politica de Green Deal și a decarbonării, fiecare producător de energie electrică care produce, are combustibilul fosil care produce emisii de CO2, trebuie să achiziționeze un certificat de CO2 pentru fiecare megawatt produs, la nivelul emisiilor de cărbune și mai puțin la nivelul celor de gaz. Cam de 4 ori mai puțin gaz față de cărbune. E vorba de poluare. Prețul certificatului de CO2 anul trecut a evoluat, era între 15 și 22 de euro, anul acesta este 60 de euro. Deci avem aproape o triplare a prețului certificatului de CO2, ceea ce a tras în sus prețul energiei electrice produse din combustibil fosil. Mai mult, gazul care ar fi trebuit
să aibă costul CO2-ului mai mic, a suferit din data de 1 iulie o creștere de preț dublă, triplă pe piețele europene și regionale. De ce? Datorită creșterii consumului brusc, creșterii cererii în Asia, aprovizionării țărilor din Asia cu LNG mai mult decât Europa, a scăderii tranzitului prin Ucraina și a presiunii pe care Federația Rusă o face prin Gazprom pentru deschiderea Nord Stream 2. Și prețul gazului l-am văzut unde este în momentul de față. 22 de euro în iarna trecută, 70 de euro pe piața spot în această iarnă. Energia electrică produsă pe bază de gaze, automat s-a scumpit, scuia a tras toate prețurile în plus. Pe piața spot, care este mecanismul? Că putem spune, și pentru cei care nu știu cum se produce, cum se vânde energia electrică pe bursă, putem spune, bun, sunt și alte companii care nu au emisii de CO2 și ar trebui să vândă mai puțin. Uh-huh. Numai că pe piața bursieră, prețul de închidere al zilei este prețul marginal, adică prețul cel mai mare, indiferent cu cât pun furnizorii, producătorii energia care este mai curată, este mai verde, ea se închide la prețul cel mai sus, prețul cel mai sus al energiei care este produsă din combustibil fosil. Și așa piața s-a dus în sus. Așa au făcut profituri companiile care nu au emisii de CO2. Așa am supraimpozitat companiile acestea, cum ar fi Hidroelectrica, și așa am făcut rost de bani pentru a putea ajuta consumatorii din România, care sunt loviți de această creștere. Mai mult, la gaze naturale, crescând prețul, la fel, piețele sunt cuplate. Piața românească e cuplată cu toată piața europeană, atât la energie electrică cât și la gaz. Nu poți să vinzi pe piața românească mai ieftin, pentru că automat e cuplată cu piața cealaltă și atunci ți s-ar duce automat către export toată marfa și rămâne fără marfă. Deci prețul se vând de la prețul pieței. Și gazele naturale în România se vând tot la prețul pieței și acolo avem un impozit de mult pe venitul suplimentar din dereglementarea prețului la gaze naturale și tot ce e peste 85 de lei e impozitat cu 90%. Deci așa s-au făcut banii la buget și e normal ca de data aceasta banii să se întoarcă către populație. Ambasadorul Federației Ruse în România a dat zilele trecute un interviu și a zis că Gazprom a crescut livrările de gaze către România cu 347,6% în prima jumătate din septembrie. Cât de dependentă este România de Gazprom în acest moment? România tot timpul a avut nevoie de gaz de import în perioada de iarnă. De obicei, necesarul... De ce? Nu producem suficient. Și de ce? Suntem o țară cu resurse. Suntem o țară cu resurse, dar consumul României este mai mare decât producția internă. Și pe măsură ce a trecut timpul de-a lungul timpului, ne descoperind noi rezerve, ne dând drumul la exploatările din Marea Neagră, evident că am consumat din resursele avem, care au scăzut. Anul trecut am avut un 23% import. Anul ăsta probabil că ne ducem spre 28-29%. Eu cred că declarația domnului ambasador este în contextul în care s-a deschis broa, iar intrarea în România a tranzitului se face prin Bulgaria, pe la Negru Vodă, și iese prin Ungaria. Și cred că a luat în calcul inclusiv acest tranzit, pentru că România nu importă de 300 și ceva de ori mai mult gaz în țară, ci a crescut tranzitul prin Era România. Un semnal al domnului ambasador că România ar trebui să facă fix cum a făcut Ungaria, să facă un contract pe 15 ani, astfel încât Ungaria să securizeze piața? Ungaria nu este producătoare de gaze. România este producătoare de gaze și importă atât cât are nevoie. Nu poate să importe mai mult pentru că nu are ce să facă cu gazul. Sigur, politica europeană este să diversificăm sursele de aprovizionare. Am avea posibilitate să ducem gaz azer pe coridorul vertical, numai că colegii noștri bulgari și cu colegii greci ar trebui să finalizeze odată interconectorul dintre Grecia și Bulgaria, să fie operaționalizat coridorul vertical. Toți sperăm, am fost la Sofia, la inițiativa celor trei mări, am discutat cu omologul bulgar, cu cei care conduc interconectorul, mi-au zis că la sfârșitul anului acesta va fi gata. La Varșovia, săptămâna trecută, m-am întâlnit din nou cu colegul bulgar, mi-a zis că sunt în grafic și că îl vor finaliza. După operaționalizarea acestui interconector, putem avea o nouă sursă, gazul azer, și prin LNG, prin porturile din Grecia, putem aduce alt gaz în România, în afara gazului rusesc. Până atunci, este complicat să aduci gaz din altă parte decât de la Gazprom. Cât la sută din consumul României depinde de V-am spus că Gazprom? V-am spus cât am avut anul trecut, 23%, acum probabil ne ducem spre 28% anul acesta. Cam asta e
Cam astea sunt cifrele. Bun. Și de când a plecat Dragnea de la putere, ați venit dumneavoastră, liberalii, de ce nu ați rezolvat problema exploatării gazelor din Marea Neagră? Ba, tocmai că de când a plecat de la putere... Domnul Dragnea. Dragnea. Pe scurtătură. Dragnea. Exact. Știți de ce? Vă întreb pentru că am auzit pe liderii USR care au spus că au încercat să pună problema domnului Câțu și cumva nu s-a întâmplat nimic în guvern. Că deci, trebuie modificat proiectul de lege. Deci, după ce, înainte de a pleca domnul Dragnea, cei de la Exxon și OMV au anunțat că nu vor mai începe, deocamdată nu mai începe exploatările din Marea Neagră, datorită acelei ordonanțe celebre 114, care plafona prețul la producător. Adică spunea așa, producătorii care sunt români în România, da, văd numai la prețul ăsta. Furnizorii iau-l doar la prețul ăsta și vând la consumatorul casnic la prețul ăsta. Culmea era că furnizorii câștigau mai mult decât producătorii. Și atunci cei care veneau să facă investițiile, Marea Neagră, OMV Petrom și cu Exxon, au zis, prețul ăsta nu ne scoatem costurile, așteptăm să vedem ce se întâmplă. A fost o prostie plafonarea prețului la producător. Vorbim de compensări în cazuri de genul acesta, cum le facem și noi, și putem să-i spunem că e o plafonare indirectă, dar în partea cealaltă, la consumator. Am abrogat această ordonanță 114. Exxon a zis că vinde, că iese. Eu am ieșit și am spus, dacă Exxon nu dorește, noi ne dorim să fim, avem partener american, dar dacă nu dorește, dorim ca Romgaz să cumpere partea Exxon și să asocieze. Și suntem într-o exclusivitate de negociere, după ce am trecut în diverse etape, care se apropie de final pentru a cumpăra partea Exxonului. De către Romgaz. De către Romgaz. În așa fel încât statul român prin Romgaz va avea acces la jumătate din resursele din Marea Neagră și încă 20% prin OMV Petrom la resursele din Marea Neagră. Și OMV-ul, situația cu OMV-ul, care este? Nu este absolut nicio problemă. Ultima discuție, dacă vă referiți la vânzarea OMV, ultima discuție care am avut-o cu CEO-ul OMV, am avut această întrebare, mi-a spus că nu se pune problema vânzării OMV-ului. Deci nu. Și că sunt interesați în continuare de a lua decizia de investiție în Marea Neagră. Evident, ne-au întrebat, doresc investitorii modificarea legii offshore în sensul scăderii unei fiscalități. Le-am spus că ne-am asumat împreună cu USR acest lucru. Eu am spus că nu prin ordonanță de urgență, nu prin proiect de lege guvernamental, ci în Parlament, pe un proiect de lege asumat nu numai de majoritatea guvernamentală, ci și de colegi care sunt în Parlament, pentru că e un proiect național, e un proiect de amploare și de securitate națională și îmi doresc să avem cât mai mulți. Și probabil trebuie să treacă și prin CSAT, mă gândesc, acel proiect. Nu cred, nu cred că va fi nevoie de CSAT, dar eu cred că în luna octombrie putem vedea și acest în octombrie, anul acesta. Anul acesta. Eu vreau ca în această sesiune parlamentară să aprobăm acest proiect. Și exploatarea când, practic, să înceapă? Dacă aprobăm, probabil, până la sfârșitul anului, decizia de investiție îmi doresc să fie luată în primele 6 luni ale anului viitor, pentru că sunt niște decizii mai puțin la noi, la Romgaz, cât în partea corporativă de la OMV. Și cred că primul gaz scos din Marea Neagră va fi în 2026. 2026. Deci durează aceste investiții. În schimb, vestea bună este că pe un alt perimetru, da mai mic, Aurora și Doina, al celor de la Black Sea Oil & Gas, lucrările sunt aproape de finalizare și la începutul anului viitor vom avea primele gaze din Marea Neagră scoase, vorbind de o producție de 1 miliard de metri cubi pe an, care vor intra în sistemul național de transport. Luăm acum puțină pauză și revenim cu domnul ministru. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Invitatul nostru de la această oră este domnul Virgil Popescu, domnul ministru, ministrul energiei și ministrul economiei interimar al antreprenoriatului și turismului, luând partea din minister, s-o administrație interimar, cât... Ne-am mai avut-o un an și un pic. Ați mai avut-o. Bun, șeful ANR, că ajungem și la companiile românești, a spus ieri în Parlament că 26 de companii din energie sunt investigate pentru manipularea pieței și a descris în Parlament șmecheria cum pur și simplu umflau aceste companii prețul electricității în România. Pur și simplu manipularea pieței. A vindea lui B, B vindea lui A și la alt preț și lucrurile s-au tot
rostogolit, am ajuns la niște prețuri alucinante. De ce n-a făcut nimeni nimic? Dacă este așa, păi asta este rolul ANR-ului și al Consiliului Concurenței. Dacă este așa, trebuie luate măsuri drastice și să ia acele măsuri drastice, pentru că pârghiile de control nu sunt la guvern, nu sunt la Ministerul Energiei. Le facem doar politici publice și am pus la dispoziția ANR-ului mijloacele coercitive, modificând legislația și dându-le posibilitatea să nu mai dea amenzi de 10.000, de 20.000, de 50.000 de lei, care nu înseamnă nimic în zona energiei, ci dându-le posibilitatea să dea amenzi de, la nivelul cifrei de afaceri, de între 5 și 10% la cifra de afaceri, și să ia acele măsuri dacă sunt lucrurile, dacă lucrurile cu adevărat stau așa. Nu a dat nume, am înțeles, în Parlament a spus doar acest... 26 de companii. Înseamnă că e un lucru foarte grav în piață. Aștept să vedem totuși raportul final. Pe noi nu ne-a anunțat la minister cu privire la acest, nu ne-a trimis nicio informare cu privire la acest aspect. Am înțeles că a spus-o ieri în comisiune, am văzut, am văzut-o în presă. Da. E ok. Dacă dânsul a considerat să o spună și are datele, e foarte bine să ia măsurile care se impun, să-i taxeze cu cifra de afaceri, dacă e cazul să le ridice și licențele celor care fac această manipulare de piață. Și să trimite inclusiv la parchete dosarele, pentru că până la urmă, dacă e o manipulare de piață, cred că e chiar infracțiune. Da, s-au mai întâmplat în diferite domenii când companiile s-au înțeles într-un fel de cartel. Cartelul e interzis, din câte știu eu. Cartelul este infracțiune. Deci. Da, da, da. Deci cartelul este infracțiune și cred și că... Și domnii ăștia de la ANRE, domnul Chiriță, n-aveți nicio legătură, adică sunteți stat în stat așa dumneavoastră la Ministerul Energiei, dânsul la ANRE, în subordinea Parlamentului, nu discutați? Ba da, ba da, discutăm. Mie nu mi-a spus niciodată acest lucru. Nu mi-a zis niciodată aceste lucruri. Le-am văzut ieri în presă după audierea dânsului din comisie. Mă gândesc că are date concrete și cred că ar trebui, odată finalizat raportul, să prezinte acest lucru. Poate că nu este finalizat. Și să vedem exact cine și ce a făcut și cum a făcut. Nu, deci e aberant să vinzi energia unei companii chiar dacă n-are legătură cu ea și apoi să ți-o revândă înapoi mai scump pentru a crea o presiune pe preț în sus. Dacă i-a prins, felicitări și aștept să văd și măsurile luate dacă acest lucru. În schimb, mi-aș dori mai multă atenție și să nu se considere cumva o manipulare de piață faptul că o companie are un preț foarte jos pentru români, pentru clienți casnici. Că lucrul acesta, sincer, l-aș considera deranjant ca o autoritate a statului român, indiferent care ea, să sancționeze o companie românească care vinde la un preț decent pentru români. Pentru că am înțeles că sunt și anumite discuții vis-a-vis de un preț care li se pare unor concurenți din piață că e prea mic către clienții casnici români, vorbim de clienții casnici. Ori asta cred că ar trebui să se uite bine și să-și revizuiască atitudinea. Apropo de clienții casnici, toți suntem clienți casnici, noi toți, bine, sunt și alți clienți, dar pentru oamenii obișnuiți care sunt clienți casnici, știți de ce Enel nu citește contoarele, de exemplu? Păi nu numai acolo. Cred că toți furnizorii au această... Distribuitorii, de fapt, că până la urmă distribuitorii au această obligație să citească contoarele. Prin implementarea de directivă care vrem să... regulamentul de energie electrică pe care vrem să o aprobăm în luni, vom impune obligativitatea nu la 6 luni, la 3 luni să citească contoarele. Au fost probleme și la electrica cu acele facturi fabuloase și de fapt s-a văzut că au fost greșeli și necitiri de 6 luni, de 12 luni și cred că până la urmă toți distribuitorii au această tară de a nu citi contoarele și toți distribuitorii nu au investit suficient de mult în contoare inteligente care să nu mai necesite ca să se ducă cineva să citească la fața locului și totul să se poată transmite automat, în așa fel că să avem citiri lunare până la urmă, că ăsta este scopul, să plătim absolut cât consumăm. Cât consumăm. Să nu se mai facă estimări halucinante. Și regularizări și să nu ai control de la ce ordinare. Control aveți dumneavoastră? Ce control mai aveți dumneavoastră pe aceste companii? Statul român deține pachete minoritare la absolut toți distribuitorii, inclusiv la electric. Acolo e adevărat, e un pachet minoritar, dar e un pachet minoritar unde putem
exercita un control la electrică și l-am exercitat în perioada aceasta de probleme și au cam dispărut problemele. La companiile care au cumpărat de-a lungul timpului distribuțiile care au fost privatizate, statul român mai are un minoritar 20%, 15%, 10% la unele. Deci controlele nu prea mai... Da, dar sunt în continuare firme românești pline de pilăraie care nu au pur și simplu infrastructura necesară să ducă... Nu vorbim de distribuitori aici. Distribuitorii au o infrastructură pentru că au cumpărat o infrastructură care, da, care e critică. Până la urmă este o infrastructură critică, infrastructura de distribuție alături de cea de transport. Dacă vă referiți la firmele furnizoare, care sunt foarte multe firme furnizoare, atât la energie electrică cât și la gaze naturale, eu cred că aici ar mai trebui făcut un filtru. Nu le licențiem noi, le licențiază tot autoritatea de reglementare, tot acolo. Tot la ANRE. Tot la ANRE. Și, din păcate, cred că condițiile sunt foarte laxe, să zic așa. Discutam cu directorul general la Transgaz astăzi și îmi spunea că pentru o firmă care furnizează gaze naturale, garanția pentru faptul că nu creează dezechilibre este undeva la 20 de euro. Și stăteam să discut cu dânsul, oare chiar așa trebuie să ajungem? Și dacă creează un dezechilibru, pe regulamentul făcut de către autoritate, îl lasă timp de 5 zile să-și revină, adică să tot creeze timp de decizire. Păi dacă a creat odată un dezechilibru, cred că e momentul ca în 24 de ore să fie suspendat, să nu mai creeze și altul, da, să creeze o problemă. Cred că ar trebui legislația secundară făcută mai la nivel european, că până la urmă nu cred că în Europa orice firmă poate să vândă energie electrică sau gaze naturale. Trebuie să aibă niște garanții solide în spate, pentru că vorbim de volume mari și volume de sume foarte mari. Ori în piață o dispariție a unei firme poate crea perturbații. Domnule ministru, ANRE. Dumneavoastră vă place cum funcționează ANRE-ul ăsta? ANRE este o instituție subordonată Parlamentului. Să știu. Este independentă, complet independentă. Legislația și românească denumirile sunt politice. Legislația europeană și națională nu permite nicio interferență nici a Parlamentului în activitatea ANRE-ului. Numirile sunt făcute de către Parlament, e adevărat. Sunt făcute de la Parlament. De Parlament. Tot ce numește Parlamentul putem spune că este o denumire pe algoritm politic și ea funcționează pe o perioadă de conducere, funcționează Comitetul de Reglementare pe o perioadă de 4 ani de zile. Ca și ASF-ul, ca și tot felul de sinecuri de-astea, că sunt și sinecuri. Bun, ele trebuie să supravegheze piața ASF-ul la piața bursieră și asigurărilor, ANRE-ul Energie. Ați văzut acum cu City Insurance ce... În piață se pot întâmpla probleme de genul ăsta. Ideea este să nu te prindă nepregătit și să ai măsurile pregătite pentru a putea preîntâmpina perturbări mari în piață și oamenii să nu-și piardă încrederea în aceste instituții și să nu-și piardă banii care și-au investit. Domnul ministru, noi îl plătim pe domnul Chiriță, fost deputat PSD de Argeș, sindicalist, electrician de meserie, este șeful ANRE, cu aproape 12.000 de euro pe lună. Îl plătim pe domnul Zoltan Nochi, de la UDMR, vicepreședinte, cu 10.168 de euro pe lună. Îl plătim pe domnul Mircea Man, de la PDL, de la PDL a ajuns la PNL, cu aproape 7.000 de euro pe lună. Acum, oamenii ăștia, vă spun sincer, eu nu știu valorile, sunt publice, declarațiile lor de avere. Ceea ce nu cred ca un vicepreședinte să aibă mai puțin decât altul, dar poate să fie și asta. Deci nu, că au așa. Pe la urmă, ambii salariu, indemnizație, spor de vechime, alte sporuri, ore suplimentare, indemnizații plătite unor persoane din afara așa, indemnizații de delegare, alte drepturi, tichete de vacanță, primă de asigurare de viață, contribuția asiguratorii pentru muncă și se decontează deplasări interne, deplasări externe, detașări, transferuri, chirii. Deci vreau să comentez. Trebuie să comentați, sunteți un politic. Da, păi cine să comenteze? Mie mi se pare normal ca o autoritate care reglementează o piață așa de mare cum este energia electrică și a gazelor naturale să fie oameni care să fie bine plătiți, ca să nu fie
tentați de către, de către diversi actori din piața, din piața respectivă. Deci mie nu mi se pare anormal că sunt salarii mari, mi se pare anormal ca să nu-și facă treaba, dacă nu-și fac treaba. Asta da. Deci știți, au anormal. Și salarii mari, nu-și fac nici treaba și au umplut instituțiile cu voia politicului, domnul ministru, de toate rudele, pilele și fie că e de la PNL, fie că e de la UDBR, fie că e de la PDL. Lăsați-mă să nu cred că nu sunt totuși profesioniști în ANR. Sunt, eu cred că e o instituție care are oameni profesioniști angajați în instituție. Păi vine domnul Chiriță în Parlament ca o floricică, spune, stimat popor român, 26 de companii din energie manipulează piața. Păi și tu unde ai fost? Și tu în subordinea cui? Parlamentul? Sunteți parlamentar. Nu-i trag la răspundere pe acești oameni. Sunt în subordinea noastră. Adică nu sunt în subordinea guvernului, sunt în subordinea noastră ca parlamentar. A mea ca parlamentar. Sunt în subordinea parlamentului, adevărat, a comisiilor. Niciodată parlamentul nu trag la răspundere, deși au... A fost o comisie de anchetă pe ANRE, dacă mi-aduc aminte, am făcut parte din ea, în 2018, s-a finalizat raportul. Și el n-a mai fost introdus la vot în plen. Așa sunt și la ASF, și la SRI, și la... Și ne-am chinuit, credeți-mă că ne-am chinuit să facem acel raport. A fost chiar cu contre între noi și cei de la PSD. Am avut concluzii fiecare... N-a mai fost fiecare... dezbătut. Din vina fost... cui? Din vina politicienilor. Birou permanent? Nu l-am mai introdus pe... Birou permanent e general, așa. Birou permanent era este format... La vremea aceea era majoritar al Partidului Social Democrat. Ei cum au condus comisia de anchetă, ei n-au mai vrut să dezbatem în Parlament. Aveți în vedere să propuneți pe altcineva totuși, în afară de domnul electrician Chiriță la ANR, deci, când se termină mandatul? Aici nu se fac propuneri, se fac depuneri de candidaturi în comisiile reunite ale Parlamentului, se fac audieri în comisiile reunite ale Parlamentului, și apoi se dau voturi în comisie și raportul este înaintat plenului și plenul decide. Și trebuie să aveți majoritatea. Deci mandaturile domnilor expiră anul viitor. Se pare până la jumătatea anului viitor. Și probabil va fi o nouă conducere începând cu anul viitor la Autoritatea de Reglement. Dacă se poate și un om care să pricepe, adică nu un baron sau... Acum, un... lăsând la o parte, eu îl cunosc pe domnul Chiriță, am lucrat cu dânsul în... 2016-2019, până am plecat în guvern, în Comisia de Industrie, de fapt până prin 2018, că dânsul este, după aia a fost la ANR. Era vicepreședintele Comisiei de Industrie și să știți că cunoștea fenomenul. Adică nu mi s-a părut că nu cunoaște fenomenul de energie. Vă spun sincer și aici... Am învățat pe funcție, știți, că majoritatea politicienilor învață lucrurile pe funcție. Nu că-l... Eu mi-l aduc aminte de la PSD. Era un baron important acolo. Nu părea să fie preocupat de energie sau de nu știu ce. Vă spun sincer. Dar mă interesa dacă vă place cum funcționează ASF-ul, ANR-ul. Deci bine, n-aveți treabă deci noastră cu... Nu mi-a plăcut cum a reglementat liberalizarea, să zicem așa, cum a făcut legislația pentru secundarea, pentru liberalizarea prețului la energie, pentru că ne-am trezit anul trecut prin decembrie într-o nebunie să mutăm oamenii, 7 milioane de oameni în 30 de zile. A trebuit să intervenim, să propunem, să amenințăm, chiar că dăm o ordonanță de urgență. Ne-au părât la Bruxelles niște domni din ANR, nu domnul Chiriță, ne-au părât la Bruxelles că vrem să intervenim peste independența autorității, dar până la urmă au făcut dânsii reglementare secundară, au pus-o cât de cât în ordine. Cât credeți că veți pierde electoral pe povestea asta cu facturile? Deci eu cred că românii vor vedea, deci cred că deja lumea înțelege că e un fenomen global, nu are legătură cu România sau cu liberalizarea prețului, e un fenomen global și dacă românii vor vedea exact factura care le va veni în această iarnă, atât la gaze naturale cât și la energie electrică. Și vor vedea că, da, sunt companii producătoare care au făcut profit, dar acel profit se va regăsi în buzunarele oamenilor pentru că vor fi subvenții la factură. Eu cred că românii vor vedea, guvernul a lucrat și a alocat o parte din profitul acestor companii către subvenția la factură, pentru că e nevoie și vom lucra și pentru întreprinderile mici și mijlocii și acolo vom gândi o schemă de ajutor, pentru că până la urmă și IMM-urile trebuie să fie competitive și toate statele, vedeți, din Europa fac acest lucru și dacă vrem ca să nu ne omorâm economia, trebuie să ajutăm și companiile care sunt în concurență cu toate companiile din zonă. Și vom veni și dacă cu le vin facturi de-astea
până la cer să vină cu facturile la dumneavoastră? Sau unde? Nu, acum, acolo au fost, eu am spus tot timpul, au fost două lucruri. Au fost facturi până la cer, așa cum, cum spuneți dumneavoastră, dar alea au fost clar greșeli. Greșeli de citiri, greșeli de estimări, greșeli din diverse motive. Și dacă dumneavoastră nu le semnalați presa, poate că unii oameni le și plăteau și erau disperați acum și foarte bine că l-ați... Și ați văzut acea reacție a companiei, mă refer la Enel strict, pentru o reacție de sfidare, de domne, eu te plătesc, că eu te plătesc pentru niște servicii, tu trăiești din banii mei. Adică au aceste companii care sunt pline de români, nu sunt pline de chinezi, o atitudine foarte arogantă față de consumator. Cum, ei s-au învățat, toți marii furnizori și distribuitori s-au învățat de-a lungul timpului că ei sunt o companie mare și că too big to jail, știți? Au venit în România. Cred că trebuie să-și schimbe puțin comportamentul, să înțeleagă că în România trebuie să facă la fel ce fac și în țara lor, de unde vin, și în România trebuie să respecte legile din România și legile europene. Atât le cerem, nu le cerem altceva de zi. Iar dacă legea spune că trebuie să citești contorul la 3 luni și la 6 luni acum, și dacă se schimbă și va spune că trebuie să le citești în 3 luni pe toate, și dacă se schimbă contravenția și nu-ți mai dă 10.000 de lei că n-ai citit și îți dă amendă pe cifra de afaceri, cum va fi de luni? Între 2 și 5%, va trebui să le citești, că altfel chiar vei lua amendă între 2 și 5%. Din cifra de afaceri... Cifra de afaceri la Enel cât e? Imensă. E ceva oricum. E ceva foarte bine pentru bugetul de stat foarte și a tuturor, bine, dați-le. A tuturor companiilor, nu numai a celor care i-a spus dumneavoastră, și a celorlalți. Mergeți foarte, foarte mare. Cu biciu în țara asta. Mai luăm puțină pauză și revenim cu domnul ministru. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Invitatul nostru de la această oră este domnul Virgil Popescu, ministrul energiei, dar și ministrul interimar al economiei, pe ce a lăsat în minister domnul Claudiu Năsui. Domnule ministru, am văzut că ați declarat într-un interviu că domnul Năsui a lăsat lucruri nerezolvate și încerca să deselenisce prin Ministerul Economiei. Ce lucruri nerezolvate? Vorbeam atunci de măsurile 1, 2 și 3. La măsura 1 sunt economii de vreo, cred că 60 de milioane de euro și lansăm din nou măsura 1 pentru data de 18 octombrie. La măsura 2, noi în 2020 am modificat măsura 2, am modificat ordonanța de urgență și am spus că toate proiectele depuse sunt eligibile și vor fi finanțate. Am alocat bani. Acum când am ajuns, nu s-au plătit decât 16.700 de firme, de dosare, mai sunt din vreo 22.000. Restul mi s-a spus că nu mai sunt bani. Și încerc să văd de ce nu mai sunt bani, pentru că banii au fost alocați. Mai ales că domnul Năsui a desființat măsura 3 și a mutat banii de pe măsura 3 pe măsura 2. Adică măsura 3 de investiții n-am mai lansat-o, noi am lansat-o... Adică nu avea bani. Noi am lansat-o, lăsat-o cu bani. Am lansat-o, dânsul a zis că sunt fraude în măsura 3. A făcut o sezană. Așa, a anulat măsura, a mutat banii la măsura 2 și cu tot mutatul banilor de la măsura 3 la măsura 2, banii nu mai sunt. Acum vedem că măsura 3, exact când am venit la minister, s-a lansat la MIPE. Cu banii Năsui sau ce? Nu știu cum s-au pierdut banii. Asta am cerut și eu acum Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. O evaluare, ce pe măsura 1, ce pe măsura 2, ce pe măsura 3. Măsura 3 acum s-a mutat la dânsii și o vor lansa dânsii. Deci au găsit bani până la urmă la măsura 3 la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Iar pe Horeca sunt în evaluare proiectele și vom da drumul cât se poate de repede la bani, pentru că Horeca este nepermis de mult întârziată. Noi, cred că are aproape un an de când am anunțat-o și nu... Păi bănuia toată lumea, mai ales acum cu valul 4. Exact, deci chiar au, oamenii chiar au nevoie de acești bani. Deci în afară de măsura 1 și măsura 2, care aia nu este plătită, în rest nu prea s-a mișcat mare lucru. Programele de export au fost oprite. Da, ok, poate că erau greșeli, poate că au fi fost fraude în banii aceia, dar nu trebuie să sufere un program pentru niște lucruri punctuale. Adică IMM-urile românești totuși au nevoie să fie prezente în târgurile internaționale și, de acord, nu trebuie să le plătim biletele de avion, cazările, că nu facem turism, dar statul poate să-i ajute cu spațiul expozițional, cu transportul mostrelor acolo. Știu ce spune, dânsul a spus că a făcut și niște sezări, că a descoperit că erau aceleași firme care se plimbau și e care... Okay.
se poate îmbunătăți. Putea să, ministerul, eu în 2014, când eram secretar de stat în același minister și mă ocupam și de comerțul exterior și de târguri și de expoziții, am luat legătura cu... Deci dumneavoastră v-ați ocupat de asta? Nu, l-am preluat și eu dinainte, dar m-am ocupat, le-am avut în coordonare atunci. Atunci am vrut să-l restructurez complet și m-am dus direct către târgurile internaționale. Am fost la Frankfurt, am discutat cu directorul târgului de la Frankfurt, să încheiem direct între Frankfurt expoziție și minister. Și să avem un contract multianual, în așa fel încât să nu faci tu licitație cu intermediari și să faci direct cu târgul. Și să ai spațiu, același spațiu, în pavilionul central, nu în pavilioanele de la margine. Și ca să se știe că România este prezentă prin companiile de profil acolo. Și când Năsuia a trimis sesizarea la DNA, v-a spus și dumneavoastră? Nu, nu, eu din momentul în care am plecat de la Ministerul Economiei, nu am mai avut treabă cu Ministerul Economiei. Dar totuși interesat. Erați în același guvern, adică... Am preferat să mă ocup de energie, pentru că este, credeți-mă, este mult de lucru. Este mult de lucru la energie. Nu, și este, numai, este senzațional și cu oamenii din același guvern care stați unul lângă altul pe scaun. No, eu... Evident că am mai avut discuții punctuale pe anumite lucruri. Nu, că vă treziți pe la DNA, că vă cheamă pe plângerile în una. Nu cred că e cazul de... Credeți-mă, nu cred că e cazul de așa ceva. Patronii din Horeca sunt foarte supărați pe dumneavoastră că dați alt regim la școli și nu dați Eu am vorbit cu premierul și am văzut și declarația dânsului, cred că de astăzi, deci se rezolvă inclusiv pentru patronii. Nu înțeleg... Și nici premierul n-a înțeles cum s-a strecurat ca dacă este peste 6 la mie să închidem și terasele. Când tu condițiile... și magazinele. În condițiile când vorbim să lăsăm deschis pentru cei cu certificate certificat verde. Deci nu, se va rezolva sigur acest lucru. Deci m-au sunat și pe mine patronii din Horeca, le-am spus că se rezolvă. Deci restaurantele chiar... și terasele vor fi... Vor fi în continuare deschise, vor fi în continuare deschise fără ora 18, fără... Pe certificat verde, sigur. Pe certificat verde. Credeți-mă, am fost cu băiatul meu cel mare într-un restaurant, cred că cu două zile am fost, într-un restaurant din centru, vis-a-vis de minister, în zona ministerului, m-am așezat la masă, s-a așezat și la masă, a venit un ospătar, ne-a verificat certificatul, mulțumim, și am stat foarte bine în restaurant. Și la magazine, magazinașele astea mici de carte, vă spun, m-au întrebat aseară oamenii, neștiind că veniți azi la emisiune, dom'le, noi ce facem? Stăm așa cu ușa deschisă, ne punem lădița, stăm la ușă, aveți certificat verde, intrați și vă faceți cumpărăturile. E, nu, oamenii trebuie să știe, pentru că adică, cu certificatul cu verde, credeți-mă, este foarte simplu. Să știți că sunt oameni care muncesc, care din asta trăiesc. E, lucrurile sunt mult mai simple. Închide și pe ăștia la 6? Nu închidem pe nimeni, deci nu. Premierul a spus că nu mai închidem economia. Deci nu vorbim de închis. Deci oamenii poate pot sta cu magazinele deschise poate anumite, și pot intra poate doar cei cu certificat. Sau cum? Eu cred că așa va fi. Eu cred că așa va nu fi. Sunt sigur. Eu cred că așa va fi. Acum decizia vis-a-vis de toate magazinele, de mall-uri, de... Oamenii va fi luată în ședința următoare pentru a Comitetului pentru Situații de Urgență. Eu tot timpul am spus și când conduceam anul trecut economia și anul acum când sunt la economie, că până la urmă specialiștii în sănătate trebuie să se pronunțe. Adică au sănătatea... Specialiștii ăștia, cine specialiști? Dar vă întreb și pe dumneavoastră. Institutul de Sănătate Publică, cei de la... Oliot, așa, de specialiști. Păi sunt, pentru doamne, că totuși... Doamne, au nume și prenume. Spuneți-ne și nouă, cine specialiști? Doamna Mate. Da. Totuși, haideți că sănătatea că e primul loc. Într-o zi specialiștii spun ceva, în altă zi spun altceva. Sănătatea populației este pe primul loc. Asta... Sănătatea noastră trebuie să fie, să primeze în fața oricăror alte lucruri. Până la urmă, dacă nu suntem sănătoși și suntem bolnavi, nici economia nu funcționează. Și cum convingeți dumneavoastră populația asta să se vaccineze? Că nu pare să facă nimeni niciun efort. Eu observ în ultima perioadă, dintr-o dată, un bulgăre de zăpadă se rostogolește așa cu provaccinarea. Ieri au fost vreo 40.000 de vaccinați. Gândiți-vă că eram pe la 9.000, 6.000, 5.000. Deci, dar mulți cu doza a treia, ați văzut. E foarte bine că ești cu doza a treia. Sunt jumătate cu doza a treia, jumătate cu prima doză. Eu cred că lumea începe să conștientizeze și faptul că deschidem anumite lucruri cu certificat verde, cred că poate fi și stimulant pentru vaccinare. Până la urmă, eu sunt vaccinat două ori, copiii mei sunt toți vaccinați, soția sunt vaccinat, probabil că voi face și doza a treia. Nu mi s-a întâmplat nimic.
Nu înțeleg ce s-a întâmplat, dar uitați ce îmi spune și producă. Oamenii se vaccinează de frică, pentru că vă știți la televizor, mai sunt patru latii, s-au blocat spitalele. Nu trebuie să te vaccinezi de frică, trebuie să te vaccinezi să crezi. Ba da, știți cum e, frica e sentimentul care generează cel mai multe activități, dacă vă uitați. Eu cred în vaccin, eu am spus tot timpul, eu cred în vaccin. Da, dar 70% nu crede. Și dacă vă uitați pe harta ACDC, în fiecare zi vedeți că România are cea mai mică rată de vaccinare. Ungaria, da, Victor Orban, dictatorul, Polonia, state importante sunt la 60, 70, 80%. State, Germania cu dublu, triplu populația României. Eu cred că s-a dat prea mare importanță celor care sunt împotriva vaccinului și s-a creat așa o idee. Eu cred că acum oamenii realizează că totuși vaccinarea este singura cale să ieșim din această pandemie, iar vaccinarea nu numai pentru sănătate, dar și pentru economie. Bun, și legând aceste două lucruri, eu cred că vom avea o reluare masivă a vaccinării. Veți mai da ceva ajutor pentru după valul ăsta 4 sau în cazul în care iar afectați? M-am văzut-o pe colega mea, doamna Turcan, că a anunțat că se va relua partea de șomaj tehnic, dacă să vom ajunge să luăm această măsură. Deci vor fi companii, dar ideea este că nu vrem să mai închidem economia. De fapt, România nici n-a fost închisă, Horeca a fost închisă, Horeca a fost printre cele mai lovite și industria de transporturi, pentru că în Europa, unde mergeau avioanele, unde mergeau transporturile, a fost lockdown. Acum nimeni nu mai este închis. Deci nu mai închis că s-au vaccinat. Ei s-au vaccinat. Ei, poate învățăm și noi din treaba aceasta și învățăm și noi că în Israel, totuși, inclusiv al treilea rapel, este la peste 60% din populație. Adică, totuși, vaccinul ăsta este sigur. Și guvernul ăsta al României? Păi, nu mă gândesc că dumneavoastră faceți parte din guvern. Dar n-a nicio responsabilitate administrației asta. Ba președintele... Noi încurajăm, și președintele, și premierul, și eu, și toți colegii mei din guvern, spunem tot timpul că haideți să faceți ceva. Una e să spunem și alta e să ne vaccinăm. Haideți să ne vaccinăm. Încercăm acum cu această metodă de a da... Trebuie să mergeți la om. Italienii au mers și nemții au mers la oameni acasă. Au mers... Statul a mers la cetățean. Fane, deschide ușa, vaccinează-te. Am avut caravane în această vară? Nu, domnule, caravan. La caravană vine românul. Nu, s-au te dus duci prin la el la domiciliu. S-au dus prin sat. Când am avut, să știți, deschise în orașe centre de vaccinare non-stop, acele maratoane ale vaccinului. Și unde-s caravanele acum? Au dispărut caravanele. Maratoanele vaccinului au fost de succes, s-au vaccinat foarte mulți. Eu, eu cred că perioada asta de vară în care toți am lăsat, trebuie să recunoaștem, garda jos, a fost o liniște, a fost mai puțin contagios virusul, eu cred că ne-a făcut pe toți să credem că a trecut pandemia. N-a trecut pandemia. Da, și noi spuneam domnului Cățu, domnul Cățu, vine valul 4. No, e rezolvat, am rezolvat pandemia. Așa spunea domnul Cățu. Exagerați. Nu, sunt declarațiile domnului Cățu. Valentina Saigo, fost secretar de stat în Ministerul Economiei. Nu știu dacă este membră USR Plus, dar a fost, a lucrat în, și lucrează în mediul privat. Însă lucrează, din ce am văzut eu, este expert contabil la CECAR. Lucrează, are o firmă de consultanță și de contabilitate. Uh-huh. Ați văzut ce a scris, cum a descris munca în Ministerul Economiei? Da, n-aș vrea să discut eu, totuși am lucrat și în privat. Uh-huh. Și în companiile mele, și în companii publice, și în administrația centrală. Nu aș descrie în felul acesta oamenii care lucrează în administrație sau în Ministerul Economiei. Eu lucrez cu Ministerul Economiei, am lucrat 2013-2014, am revenit în 2019. Eu am lucrat bine cu oamenii din ministerul. Bun, și de ce credeți? Să știți că am mai văzut oameni din mediul privat care au venit să ajute și au plecat foarte dezamăgiți din companiile de stat, din statul român. Uitați ce spune. Oameni cu moralitate îndoielnică, o pregătire precară, un amestec letal de prostie și rea intenție, față de care nu aveam nici cel mai mic control sau vreun instrument de constrângere. Am închis scuze jalnice, minciuni sfruntate, justificări penibile, ochi dați peste cap, rânjete triumfătoare. Spune că... a fost un test, dar regretă faptul că s-a pus la dispoziția statului român un om dintr-o companie privată. E părerea dânsă. Eu nu
Și a venit cu routerul de acasă, domnul ministru, să lucreze în Ministerul Economiei. Deci, cu laptopul de acasă. În Ministerul Economiei, numai cine nu voia, nu avea calculator. Credeți-mă. Deci, s-au cumpărat laptopuri, era tehnică de calcul. Încă din 2014 eu am deblocat lucrurile astea și am achiziționat primele calculatoare acolo, pentru că altele erau vechi. Era rețea Wi-Fi? Nu înțeleg să vii cu routerul de acasă. Era rețea Wi-Fi. Deci nu, poate că n-aveam încredere în rețeaua. Un ordin de deplasare intern trebuie să dai 16 semnături. Îi nebunești. Birocrația în administrația publică, e adevărat, este foarte mare. Dar dânsa se ocupa de birocratizare. Chiar asta s-a ocupat, de debirocratizare. Dacă birocrația a învins-o și n-a reușit 9 luni de zile din 16 să reducă la 8 sau la 7 sau la 6 sau la 2, înseamnă cu adevărat are o problemă, că nu a reușit să-și ducă acest mandat de debirocratizare. Dânsa parcă se ocupa inclusiv de proiectele pentru IMM-uri, dacă mi-aduc bine aminte. Și acolo lucrurile au rămas așa, cât de cât în aer. Eu nu aș descrie oamenii care lucrează în Ministerul Economiei așa cum i-a descris de azi. Mai luăm puțină pauză și revenim cu domnul ministru. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Invitatul nostru de la această oră este domnul Virgil Popescu. Domnule Popescu, fostul dumneavoastră coleg, domnul Claudiu Năsui, a pus pe pagina dânsului de Facebook și cei de la USR două consilii de administrație, Consiliul de Administrație al SAL Rom și Romaero. Ce a fost și ce, cum ați schimbat dumneavoastră consiliile de administrație după ce a plecat USR-ul din clădire? La SAL Rom e o postare mai lungă, a spus, erau trei oameni profesioniști, toți de la USR sunt profesioniști și au venit noua administrație, domnul Petrică Lucian Rusu, fost secretar general PNL, consilier parlamentar, Direcția Județeană de Tineret Iași, domnul Nicolae Tulici, condamnat cu amendă penală pentru fals intelectual, 3 ani de închisoare pentru trafic de influență, 1 an de închisoare plus 2 ani de supraveghere judiciară pentru că a condus beat. Deci ăsta e la SAL Rom și Cătălin Paraschiv, un alt membru PNL Galați, fost consilier județean la Galați, PNL. Haideți să le rom pe rom. La SAL Rom, când am venit, era convocată adunarea generală a acționarilor, vreo două luni înainte de expirarea mandatelor, pentru că se știa că pleacă ca să prelungească mandatele vechii conduceri, unde apăruseră în presă niște probleme cu o licitație cu privire la licența de grafit, la o studiu de fezabilitate cu licența de grafit. Uh-huh. Licență de grafit care a fost prelungită de mine anul trecut, în ciuda faptului că secretara de stat Fătu din minister, la vremea respectivă era în Consiliul de Administrație din partea Fondului Proprietatea, s-a opus vehement ca SAR-a să-și prelungească licența de grafit. Știind lucrurile acestea, știind faptul că sunt niște probleme cu acel studiu de fezabilitate, presa spunea că a fost făcut pentru un perimetru unde nu mai exista licență, era închis prin hotărâre de guvern, pur și simplu n-am mai prelungit Consiliul de Administrație vechi și am pus Consiliul de Administrație care a fost și care a prelungit și s-a bătut pentru licența de grafit, care avea interes ca SAR-a să aibă această licență de grafit. Exact Consiliul care dumneavoastră spuneți. Am observat și eu același lucru ce a spus domnul Năsui pe pagina de Facebook și evident, n-aveam de unde să știu lucrurile astea, am solicitat rapid ce se întâmplă, ce cu domnul Tulici care este condamnat. Inclusiv domnului Tulici i-am solicitat, domnul Tulici, dumneavoastră ați fost condamnat, dacă n-ați fost, dacă este așa ceva, ieșiți, dați-l în judecată. Dânsul mi-a zis că o să-l dea în judecată pe domnul Năsui și mi-a trimis o hârtie de la Inspectoratul de Poliție Maramureș pe care Societatea Națională a Sării a solicitat-o după ce a fost schimbat dânsul, când a venit domnul Năsui, în care se spune la final că cazierul dânsului este ok și la final, deci SAR-a a întrebat dacă are probleme cazier și cei cu condamnă. Și la final se spune așa că precizăm faptul că sentința penală, numărul de la Târgu Răpus, se referă la o altă persoană decât la cea care a obținut certificatul de cazier judiciar, adică de dâns. Năsui a încurcat persoana. Acum nu știu dacă a încurcat sau a încurcat voit sau n-a încurcat voit. Cert este că referitor la dânsul,
Este o hârtie pe care, care exista la Societatea Sării, deci nu că a adus-o acum. Eu cred că s-a încercat sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de, de acest lucru. Asta am făcut până acum, referitor la, la acest caz. Domnul Rusu a fost consilier la cabinetul, la cancelarea domnului Orban. La vremea asta a uitat să mai scrie dânsul acolo. Deci a fost consilier la același... Păi și a spus dușmanul la țară? Nu există dușman la noi. Deci nu... Eu nu am probleme cu colegii. Iar domnul, da, domnul este de la, domnul este de la Galați. Sunt trei oameni care s-au bătut. Toți trei s-au bătut pentru licența. Care adică s-au bătut pentru licența. Toți sunt membri, de... eu constant totuși aici. Toți sunt membri PNL. Adică... Deci a trebuit să schimbăm o conducere la sare, care era pusă pe 4 ani de zile, când am venit în 2020. Am așteptat să finalizeze mandatul, a fost pusă de pe vremea domnului ministru Bor. Sarea renunțase ușor, ușor și la licența de grafit la vremea respectivă. A trebuit să intervenim. Am intervenit, am luat licențele, am luat licența de grafit, iar dragul de grafit al celor de la sare a apărut brusc și subit în momentul în care societatea deținută de noi de Ministerul Energiei Nucleare Electrică a solicitat un parteneriat cu Regia Sării, cu Salrom, pentru a exploata împreună acel grafit. Știm, grafitul are întrebuințare duală, inclusiv în energia nucleară, și punându-le la dispoziție uzina de la Feldioara pentru procesarea grafitului. Atunci a apărut brusc și subit interesul pentru grafita celor de la sare. Cred că dacă nu apărea societatea nucleară electrică, poate că pierdeau de tot această licență. Eu cred că trebuie să fim mult mai ponderați când vorbim de regia sării, și cred că n-ar trebui să comparăm rezultatele din anul 2020, că am văzut și declarații că acel Consiliu de Administrație care a fost pus pe la jumatea lui 2020, de la început, că rezultatele financiare în 2020 sunt mai slabe decât 2021. Păi normal, că a fost pandemia, a fost lockdown, a scăzut consumul, adică să comparăm mere cu mere și pere cu pere. Da, da, domnul Câțu, când a venit prim-ministru, a fost așa ca un zeu și a zis, domne, reformăm toate companiile astea de stat, neproductive, pline de pile și de... De acord cu dumneavoastră. Ce reforme ați făcut dumneavoastră? Mai avem foarte puțin timp și aș vrea să-mi spuneți. De acord cu dumneavoastră, dar mă întorc la regia sării și vă spun că pus în situația între a lua o decizie pe termen foarte scurt, între care niște oameni care, pe care planau niște suspiciuni, nu știu cum se va finaliza, vis-a-vis de niște licitații pe un produs strategic, grafitul. Și ai schimba rapid. Puteai să schimbi, să găsești oameni de pe, din alte părți în decurs de o zi sau două, pentru că era, am venit exact în ultima zi încât se mai putea face, și atunci singurul lucru care se putea face, pus vechea echipă care s-a bătut pentru acest grafit. Asta este singura explicație la Salrom. Reformele astea, companiile de stat. Eu sunt la Ministerul Energiei. Da, la Ministerul Energiei. Acum sunteți și la Ministerul Economiei. La Ministerul Energiei. Că știți, când a venit Năsui aici, zice, nu știu, domnule, aia lui Popescu, aia la altă, aia lui Popescu. Respiri la Popescu. Nu, energia deci aveți, este la Ministerul Energiei, nu, că nu e ministerul meu. Dacă și câte companii aveți în subordine? Sunt toate companiile producătoare de energie, pentru că transportatorii de energie sunt în... Și pe cine ați dat afară? În companiile din energie, acolo vreau să vă zic. Singura posibilitate unde am schimbat conducerea a fost la Romgaz. Acolo am schimbat conducerea. Și acolo, la Transgaz după... nimic? Că și acolo ce și acolo? Transgazul nu este la Ministerul Energiei. Transportatorii, Transgaz și Transelectrica, transportatorii naționali, o directivă de unbundling, acolo unde sunt producătorii, n-au voie să fie transportatori. Așa. E la sunt la Secretariatul General al Guvernului. Așa. Bine, domnule. Iar în toate companiile, mai puțin Romgaz, am câți avut afară? Ordonanța 109, selectați pe criterii de competitivitate, pe mandat de 4 ani de zile, puși dinainte de a fi eu, orice mișcare presupune plata unor despăgubiri, așa cum a făcut Transelectrica și au despăgubiri de plătit de 28 de milioane de lei până acum. De acelor care i-au dat afară de-a lungul timpului. Am schimbat conducerea de la Runga, singura companie care nu avea, și sunt foarte mulțumit de actuala conducere, și dacă o să dăm drumul la procesul de selecție, dar am zis după finalizarea negocierii cu Exxon să nu dăm un semnal de instabilitate a actualei conduceri, dar sunt foarte mulțumit de ce au făcut până acum și de ce au scos la lumină, și eu cred că Romgaz are potențial mult mai mare decât OMV Petrom. Așa să fie. Două întrebări foarte scurte. Marți.
supraviețuiți moțiunii de cenzură, că sunteți și vicepreședinte PNL, sunteți în tabăra Aripa, echipa câștigătoare. Cum că sunteți un guvern, dumneavoastră sunteți ministru într-un guvern care nu mai are majoritate parlamentară? Da, eu cred că după, am zis că toate declarațiile, și am declarat asta celor colegilor de la USR Plus, trebuie luate în cheia alegerilor interne care le au. Noi se termină duminică. Exact, vineri de fapt, vineri sâmbătă, seara, da. Sâmbătă, duminică și aleg și conducere, iar eu cred că după alegeri, cred că luni vom avea discuții și eu cred în refacerea acestei coaliții. Eu nu cred în încăderea unui guvern și nu cred în faptul că cei de la USR vor vota alături de AUR. În primul rând, mi s-a părut o greșeală să te asociezi cu, cei de la AUR, care sunt antivacciniști, anti-europeni, iar tu ești... Poate vreți un nou guvern susținut de PSD. Iar ei sunt în... Adică matematic, nu poate decât, nu se poate decât A care... sau B. Cam asta e formula. Eu am spus ceea ce cred. Cred că cei de la USR Plus, după alegeri, vor reface coaliția. Și credeți că veți supraviețui 3 ani cu USR Plus? Dumneavoastră ne supraviețuim 8 luni, că era acolo un scandal. Eu cred că o coaliție de dreapta e cea mai bună soluție pentru România. Ultima întrebare, aș vrea să le spuneți telespectatorilor veniturile dumneavoastră, domnul ministru, lunare. Salariul de la Ministerul Energiei, că de la Camera Deputaților nu mai am niciun salariu, este de 12.070. Când mai net. Net. Vorbim de net, deci nu. Când mai făceam, exercitam și calitatea și am făcut-o, dar când am simțit că nu mai pot să o fac calitativ, am renunțat. M-am suspendat de la Universitatea din Craiova. Deci ăsta e singurul venit care l-am. O, mai sunt din când în când, totul e public pe declarația de avere, mai sunt din când în când dividende de la companiile unde mai dețin acțiuni. Mai multe. Mai multe, e adevărat. Eu n-am ascuns niciodată. Sunt declarațiile publice la mine, cred că sunt din 2007. Am declarații publice de avere și se poate vedea parcursul și traseul tuturor veniturilor și acțiunile pe care le am eu. Dacă vă veți referi vreodată și mă va întreba cineva referitor la terenurile care am, sunt moștenire de la tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, și sunt terenuri agricole. Am văzut, dar v-am întrebat. Deci sunt terenuri agricole. Și nu le voi vinde pentru că sunt de la tatăl. Sunteți un om înstărit. Nu sunt un om sărac. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, și vă mai așteptăm aici la Alef News. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Alef News.